Defensiva improvizată a Academicii Glinceni a rezistat doar 12 minute în fața atacanților Farului în partida restantă din etapa 23-a a Ligii I la fotbal. Marinarii au trecut în avantaj pe tabela de marcaj după doar 12 minute prin golgheterul Betancor din lovitură de pedeapsă. Iancu a dublat avantajul echipei sale 8 minute mai târziu, reușind primul său gol de la revenirea sub comanda lui Gheorghe Hagi. Scorul pauzei a fost însă 3-1 pentru Farul, după ce Grameni și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. În actul secund, Hagi a schimbat jumătate de echipă, iar noi intrați au continuat festivalul de goluri început de colegii săi. S-a încheiat 8-2 pentru Farul, care a stabilit astfel scorul campionatului până în acest moment. Fericit că am jucat un fotbal bun, ne-am impus, am marcat goluri multe, avem alternative pe bancă, un lot bun, toți sunt conectați bine, încerc să-i conectez să fie toată lumea bine, să se simtă bine, să fie fericiți. Și ne așteaptă acum un meci foarte greu acasă, luni, dar e bine că jucăm acasă, un meci decisiv, un meci foarte important și sperăm să fim la înălțime. Să-l câștigăm. În urma acestui succes, Farul Constanța a ajuns la 42 de puncte în clasamentul Ligii I și ocupă locul 6. Marinarii au 4 puncte în plus față de următoarea clasată și totodată principala contracandidată la locurile de play-off, FC Argeș. De altfel, cele două vor fi adversare la începutul săptămânii viitoare, într-o partidă care poate decide în mare măsură lupta pentru primele 6 locuri ale clasamentului.